Bună ziua, suntem live și vorbim astăzi despre generația egalității și contribuția femeilor în artă. Discuția de astăzi face parte din proiectul EVA, promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF și este aliniată campaniei Generația Egalității, care marchează cea de 25 aniversare de la semnarea declarației de la Beijing și platforma de acțiune, recunoscută drept cea mai progresivă foaie de parcurs pentru abilitarea femeilor și fetelor de pretutinde. La 25 de ani de la adoptarea declarației, promisiunile făcute la Beijing sunt îndeplinite doar parțial, de aceea astăzi aceste discuții au devenit tot mai importante pe fundalul pandemiei, când discriminarea de gen sau cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor s-au intensificat. E important ca în interiorul acestor discuții despre egalitate, drepturi egale, să vorbim și despre literatură, și despre teatru, și despre artă, mai ales că o conștientizare a feminismului a început cu Al doilea sex al lui Simone de Beauvoir sau O cameră doar a ei a Virginiei Woolf. Aceste scriitoare au ajutat la stabilirea unor convingeri de bază care au devenit fundamentale pentru organizațiile de femei care luptau pentru egalitate și pentru drepturile esențiale, iar textele lor au ajutat la inspirarea și unificarea femeilor atât în obiectivele lor sociale și politice, cât și în dezvoltarea unui limbaj nou care a contribuit în relatarea experiențelor femeilor. De aceea vorbim astăzi cu femei care ne inspiră, femei care prin arta pe care o produc pun în discuție subiecte sensibile pe alocuri considerate tabu, însă care contribuie la emanciparea fetelor și femeilor, punând la îndoială multe dintre stereotipurile de gen atât de adânc înrădăcinate în societatea noastră. Așadar, am onoarea să le prezint astăzi pe Elena Vlădăreanu, scriitoare și inițiatoarea proiectului Zilele Sofia Nădejde, Luminița Țâcu, regizoare de teatru, și Paula Erizanu, jurnalistă și scriitoare. Dacă tot am început despre contribuția autoarelor pentru egalitatea de gen, aș invita-o să deschidă discuția noastră pe Paula Erizanu, autoarea romanului Ard Pădurile, lansat recent, care descrie destinele a două personaje reale, revoluționare și feministe rusoaice, Inesa Armand și Alexandra Kolontai. Ceea ce mi se pare că o alegere foarte curajoasă de a vorbi despre aceste femei, despre care cărțile de istorie le-au cam ignorat. Care a fost motivația ta, Paula, aș dori să te întreb, de a explora tema femeii revoluționare în acest roman? Au fost, cred că, două motive principale. În primul rând, când mi-a apărut cumva ideea să văd care a fost soarta femeilor în cadrul Revoluției Ruse. Era 2017, se comemorau 100 de ani de la Revoluție. Și eu, ca fostă studentă de istorie, am o aversiune aparte față de felul în care se predă istoria doar despre regi și guvernatori și președinți și tot așa. Parcă învățăm, știi, PR-ul conducătorilor de acum câteva sute de ani și astăzi. Mă interesează și m-a interesat și atunci când eram la facultate mult mai mult istoria de jos, de la firul ierbii, și istoria altor grupuri mai puțin reprezentate în manuale, cum ar fi femeile sau clasele muncitare, sau alte etnii, minoritățile etnice. Și ăsta respectiv a fost unul dintre motivele pentru care m-a interesat anume tema femeilor în Revoluția Rusă. Cel de-al doilea motiv a fost faptul că cumva în vest, eu sunt acum la Londra și am locuit aici din 2012, în vest există o narațiune așa destul de clară despre istoria feminismului, și această istorie are loc în mare parte în Europa de vest și în SUA. Ori cumva descoperirea personajelor și personalităților istorice, Alexandra Kolontai și Inesa Armand, pentru mine a fost și o descoperire a unei alte narațiuni despre feminism și despre lupta femeilor în alte părți, în afara
Vestului și anume în Rusia, care astăzi se prezintă ca fiind o țară foarte conservatoare, care mai degrabă promovează politici reacționare, cum ar fi chiar politica antagonistă a statului față de violența domestică, în sensul în care nu încearcă să o eradicheze, ci o lasă așa, la voia sorții, în brațele bărbaților puternici. Și mi s-a părut super interesant că nu prea se știe de faptul că URSS, de fapt, a fost prima țară din lume care a legalizat avortul, de exemplu, încă din 1920, încă atunci când în Marea Britanie, de exemplu, foarte puține femei aveau dreptul de a vota, dar minte dreptul de de a alege și de a avea un cuvânt de spus în privința corpurilor lor. Esențială în promovarea acestor politici de avangardă au fost anume Alexandra Kolontai și Ines Arman. Cam asta ar fi. Mulțumesc! Mi se pare foarte curioasă această alegere și eu am citit cartea cu un foarte mare interes. Am descoperit multe lucruri pe care recunosc nu le cunoșteam nici eu despre aceste femei și mi-a atras atenția o secvență în cartea ta, într-un capitol în care narează Alexandra, am să menționez pentru cei care ne ascultă, Alexandra a fost prima femeie din lume care a ocupat o funcție de ministră și a fost singura femeie din guvernul lui Lenin și ea spune într-un capitol, eu am să citez, după 10 ore în fabrici, femeile mai au câteva ore acasă, în care spală, calcă, gătesc, au grijă de copii, iar în loc ca bărbații să le susțină, să le ușureze din greutăți, le văd drept concurente. Să sper că bărbații le vor da drepturile bine meritate femeilor, e la fel cum ai spera ca proprietarii să-și împartă profiturile cu muncitorii de bunăvoie sau ca țarul să-și lase tronul și puterea poporului cadou. Femeile trebuie să se organizeze, să se mobilizeze, să ceară singure ceea ce li se cuvine. În ce măsură aceste bătălii, să spunem așa, au fost câștigate și mai sunt ele relevante în secolul 21? Tocmai faptul că am adus în discuție situația în care se află Rusia acum și situația în care se afla Rusia cu 100 și ceva de ani în urmă demonstrează faptul că schimbările astea fluctuează în permanență și nu poți fi niciodată sigur cât o să păstrezi din drepturile pe care le ai astăzi, mâine sau cât va rămâne din drepturile pe care le-ai câștigat ieri, astăzi. Avem o situație foarte dificilă acum în Polonia, de exemplu. Exact. Unde dreptul la avort practic a fost eliminat de către stat. Iată ceea ce ziceai tu, menționai de Polonia, mă gândeam și eu dacă nu cumva există o discrepanță între discurs și realitate, pentru că aparent discursul pare a fi ok, sunt voci, spre exemplu, chiar în Polonia este Tokarczuk, sunt scriitoare, sunt oameni de artă, sunt organizații care militează, luptă pentru drepturile femeilor și la nivel de discurs mie mi se pare că totul este pus la punct, în timp ce realitatea este cu tot alta, dacă e să ne uităm ceea ce se întâmplă în Polonia, în Rusia, dar și în alte țări. Dar nu e vorba doar despre discurs versus acțiune, e vorba și despre divizarea societății și despre cine este la putere și al cui discurs este cel care de fapt determină realitatea. Ori noi am văzut o schimbare de discurs și atunci când a venit Donald Trump la putere în SUA. Vedem o schimbare de discurs oricând, chiar în Republica Moldova,
discursul lui Dodon era foarte diferit față de discursul lui Sandu, cu toate presiunile astea că femeile ar trebui să aibă copii, să fie căsătorite. Astea sunt niște presiuni ale unui discurs conservator care în cele din urmă și e și în spatele unor acțiuni și ale unor politici care afectează viața de zi cu zi a oamenilor, atât femei cât și bărbați. Ai dreptate. Acum eu aș dori să o întreb pe Elena despre zilele și despre premiul Sofia Nădejde. Tu ai inițiat acum ceva timp proiectul Zilele Sofia Nădejde, care presupune și premiile despre care am menționat pentru literatură scrisă de femei. Este unicul premiu de acest fel din spațiul cultural românesc. Sofia Nădejde, iarăși am să fac o mică descriere, o mică introducere, este prima femeie care a susținut Bacul și prima femeie care a condus o revistă literară în România. Era preocupată de dreptul la muncă al femeilor, dar și de dreptul femeilor la educație. De ce ar fi nevoie în vremurile noastre, unde legea nu împiedică femeile să scrie, să facă artă, unde au dreptul la educație, au dreptul să facă ceea ce își doresc, de ce este nevoie să fie oferite distincții pentru literatura scrisă de femei? Există bariere în accederea scriitoarelor în peisajul literar? Cred că dacă punem problema așa, doar din punct de vedere artistic, din punct de vedere estetic, răspunsul ar fi că nu, nu avem nevoie. Adică femeile au dreptul să scrie, femeilor se publică ceea ce scriu, pot să publice cărți fără niciun fel de opreliști, pot să vorbească, pot să-și exprime părerile. Dar dacă ne uităm la un nivel macro, dacă vrei, cred că societatea, nu numai la noi în România, societatea în general, din punctul de vedere al egalității între genuri, stă foarte prost. Cred că pentru noi acest eveniment, proiectul Zilele Sofia Nădejde, fac o paranteză, vom avea ediția a patra anul acesta, deci am primit finanțare de la FCN, foarte important pentru noi. Revenind, deci închid paranteza, pentru noi reprezintă un instrument, este modul nostru de a putea să lucrăm la acest aspect, de a ajuta oamenii să înțeleagă cât de important este ca femeile să fie reprezentate în mod echitabil în societate prin ceea ce fac. Expertiza noastră aici este, noi suntem scriitoare, suntem artiste, noi asta știm să facem. De aceea este instrumentul pe care noi știm să-l folosim. Dacă am fi venit poate din alte domenii, poate am fi încercat să atingem această zonă și social. Am fi încercat să facem, să ajutăm altfel femeile, făcând proiecte sociale, făcând proiecte mult mai practice, dacă vrei, pentru ele. Dar noi asta știm să facem. Ăsta este instrumentul pe care știm să-l folosim. Așa că, pentru a răspunde la întrebare, cred că este nevoie de un astfel de proiect, nu doar la noi, cred că este nevoie de un astfel de proiect, pentru că ziceai că e primul proiect de acest gen de la noi. Într-adevăr, în 2018, când am avut prima ediție, nu aveam astfel de inițiative. Ne bucurăm foarte, foarte mult că încă de la ediția a doua au început să apară și în alte domenii, în spațiul cultural din România, proiecte de acest gen care să susțină arta creată de femei. Sunt proiecte pe cinema, sunt proiecte pe alte proiecte pe literatură, sunt proiecte de dezbateri care sunt organizate de, cu și pentru, aproape în exclusivitate pentru femei. Ei, și atunci, în 2018, nu e tocmai original ceea ce am făcut noi. Adică eu am plecat așa de la modelul britanic, a ceea ce a fost Orange Prize, care era un premiu care onora literatura scrisă de femei, acum nu mai știu exact cum se numește. E un premiu care și-a luat numele de-a lungul timpului de la sponsorul principal al evenimentului. Ei, și cea care a inițiat acest premiu răspundea periodic la această întrebare. De ce este nevoie de un astfel de premiu? Doar un premiu dedicat în exclusivitate scriitoarelor, femeilor care scriu literatură. Iar ea spunea că atâta timp cât în lume încă sunt
fete care nu au acces la educație, încă sunt fete care sunt ucise din cauza sexului lor. Atâta timp cât încă sunt fete și femei care sunt ucise în urma violenței domestice, e nevoie de astfel de inițiative. Nici nu e nevoie să mai explicăm de ce e nevoie de un astfel de proiect. Acum, e ceva ce noi punem sub semnul întrebării încă de la prima ediție. Ideea aceasta de premiu, ideea aceasta de competiție. Noi nu suntem foarte, și când zic noi, mă refer la echipa care organizează acest proiect, nu suntem foarte încântate de ideea de a crea competiție. Dar cred că deocamdată încă e nevoie și de asta, pentru că literatura pe care scriu femeile are nevoie să fie văzută și valorizată. Și aceste premii cumva o aduc așa în lumină, dincolo de premiul ca atare, care nu are o valoare financiară foarte mare. Sigur, el e important, dar nu zici că, mamă, trăiesc 2 ani din ăsta. Dincolo de asta, premiile, organizarea acestui eveniment ne dau nouă prilejul de a organiza, de fapt, o lectură de amploare, în care scriitoarele care au publicat în ultimul an, cum îl calculăm noi, deci, sau mare parte din scriitoarele care au publicat în anul anterior premiilor, să poată fi văzute și să poată să citească din literatura lor în fața unui public. Și cu asta închei, vreau să mai spun că încă de la prima ediție am primit foarte multe ecouri după eveniment, în care erau oameni, unii cunoscuți, alții mai puțin, care ne spuneau, wow, ce bine că am fost în sală sau ce bine că v-am văzut pe net, ce bine că am ascultat fragmentele, că le-am cumpărat cărțile. Și nu se refereau doar la cartea premiată. Se refereau la cărțile, de exemplu, la cărțile nominalizate la proză sau la debut sau la poezie. Și pentru noi asta a fost foarte important. Eu vă urmăresc încă de la început și anul trecut am fost și eu nominalizată la acest premiu. Pentru mine asta a fost ceva extraordinar, deși fusesem nominalizată și am luat alte premii. Această nominalizare la premiile Sofia Nădejdea a fost pentru mine probabil cea mai importantă din acel an, nu știu de ce, dar eu chiar m-am bucurat foarte mult și ceea ce spui tu, am ascultat și eu secvențe și după asta mi-am cumpărat cărțile, inclusiv cartea Ioanei Stăncescu, am cumpărat-o imediat după ce am ascultat fragmentul pe scenă la înmânarea premiilor. Mie la fel mi se pare că este un premiu foarte important și foarte încurajator pentru autoare. De aceea aș dori să te întreb dacă, îți dau o întrebare pe care mă întrebau și pe mine, ar fi de ce un bărbat nu ar putea să ia sau ar fi posibil ca un bărbat să ia un premiu pentru femei, spre exemplu bărbați care fac literatură feministă sau autori care au creat, nu știu, niște personaje feminine care se opun sistemului patriarhal, dacă v-ați gândit și la asta. Ne-am gândit la altceva. Ne-am gândit odată, așa cum ziceam mai devreme, să renunțăm la ideea de premii. Iar în al doilea rând ne-am gândit să extindem categoria spre literatura scrisă de femei și de cei care se identifică ca făcând parte din categoriile LGBTQ. Dar nu de bărbați. Și de ce zic asta? Acum, nu vreau să sune nu știu cum, dar eu nu cred într-o literatură feministă scrisă de bărbați. Cred că solidaritatea nu aici trebuie să se arate, sau nu așa, sau că nu e suficient. Dacă scrii un roman feminist sau dacă scrii niște personaje puternice, niște femei puternice și ești bărbat, dar nu faci nimic efectiv pentru asta, pentru a-ți arăta solidaritatea, nu cred că e suficient. Cred că la fel, este încă o problemă de putere. Cred că bărbații au stat foarte bine la capitolul ăsta și de literatură și de reprezentare și la partea simbolică. Adică ei sunt în continuare, țin frâiele literaturii, nu numai la noi, cam peste tot în lume, cred. Încă ei se luptă pentru acest titlu de cel mai mare scriitor român, universal, whatever. Lucru care nu ne interesează, nu despre asta e vorba. Deci, deocamdată, răspunsul meu este nu. Deocamdată, atâta timp cât încă vom avea acest moment al premiilor Sofia Nădejde pentru literatură, va fi
literatură scrisă de femei și să sperăm ca de la anul să fie scrisă de femei și de cei care se identifică ca făcând parte din LGBT. Mulțumesc, Elena. Și regia de teatru a fost un teren interzis, informal, nu formal, femeilor o perioadă lungă de vreme, dacă să ne ferim la aceeași perioadă comunistă menționată mai devreme, că am vorbit de Inesa Arman și Alexandra Kolontai, de Sofia Nădejde. Astăzi apar tot mai multe regizoare și oricum adesea acest domeniu este asociat cu bărbații. Dacă ar fi să întreb pe cineva să-ți facă un top de regizor, regizoare, sunt sigură că cu mare greu s-ar regăsi vreo regizoare prin acest top. De ce aș dori să te întreb pe tine, Luminița, care ar fi principalele provocări sau dacă sunt inegalități cu care se confruntă regizoarele și ce aduc regizoarele nou pe scenă? Am să vorbesc probabil din propria mea experiență. E adevărat că eu când am început să fac regii, sincer, acum realizez că am fost o oarbă și nu mi-am dat seama și nici n-am vrut să aud și nici erau foarte departe de mine noțiunile gen că e o meserie pentru bărbați, că te bagi să construiești lumi și e o lume pe care n-ai să o poți duce, că de fapt n-ai să poți căra, n-ai să poți construi. N-am vrut să aud asta, nu m-a interesat asta și de fapt eu personal niciodată n-am împărțit lumea în bărbați și femei. Și probabil din cauza asta acest termen de regie ca meserie pentru bărbați era destul de străin pentru mine, deși în lucru mi-am dat seama că nu, a fost foarte ușor, dar niciodată nimic nu e ușor și pe de altă parte, arta teatrală este o artă colectivă. Sunt atâția oameni, bărbați și femei, care muncesc în numele unui act artistic. Și da, pentru mine a fost o provocare, dar nu a fost o provocare ca și femeie. Eu am vrut să fac regie și asta a fost scopul meu. Sunt acum mai multe regizoare și asta este vizibil. Sunt regizoare care vorbesc acum de Republica Moldova, care apar cu teme noi, cu teme profunde, cu subiecte interesante și chiar aș putea spune că regizoarele din Republica Moldova sunt foarte active. Și aproape că dărâmă acest clișeu și producțiile cele mai importante, producțiile cele mai curioase, dacă vorbim din punct de vedere arte teatrale, au fost semnate de regizoarele femei. Teatrele independente au apărut în Republica Moldova dirijate sau coordonate de regizoarele femei. Producțiile sau evenimentele teatrale importante, la fel, au fost realizate de către regizoare femei. Da, am observat și eu, atât în România, cât și în Republica Moldova, în teatru independent, tot mai multe regizoare femei apar. O chestie pe care eu, cel puțin, am observat-o, spre exemplu, la regizoarele din Republica Moldova, pe care le cunosc și urmăresc, atât de teatru cât și de film, iată, recent, Olga Lukovnikova, care a luat Ursul de Aur, Nicoleta Esinencu sau tu, Luminița, abordați mult teme sociale. Eu aș zice, nu doar poate în teatru, în literatură cam e la fel, teme care, cum ar fi trauma copilăriei, violența, abuzul fizic, tu ai făcut teatru despre viața femeilor în închisori. De asemenea, am observat că se pune foarte mult accent pe monolog, ar fi ca un fel de manifest aceste spectacole. Există în acest sens un teatru al femeilor și un teatru al bărbaților? Dacă am putea să spunem că, nu știu, femeile sunt preocupate de anumite teme, iar bărbații de alt fel de teme. Eu cred că există un teatru al solidarității umane și există un teatru al oamenilor, de fapt. Repet, indiferent de cine suntem, femei sau bărbați.
E adevărat că teatrul pe care îl fac eu sau teatrul pe care îl fac colegele mele e un teatru manifest, pentru că e caracteristic în general teatrului documentar. Teatrul documentar vine ca un manifest pentru că abordează probleme mai speciale decât un teatru clasic sau un teatru tradițional. Da, vreau să zic că eu aș oferi și niște premii bărbaților care stau în spatele meu. Pentru că n-am făcut și n-am creat niciodată singură. Am avut colegi și în continuare am colegi bărbați, actori, colegi regizori, așa cum este Mihai Fus, împreună cu Mihai am cercetat și am documentat atâtea teme, am creat scenarii și nu știu ce aș putea să zic, da, nu știu dacă aș putea să împart totuși un teatru al bărbaților sau un teatru al femeilor. E un teatru al oamenilor până la urmă. Mie, în orice caz, mi s-a creat impresia că femeile abordează un pic mai diferit temele și iată aici am să o întreb pe Elena, care pe lângă literatură faci și teatru, scrii piese de teatru și împreună cu Robert Balan ai făcut un manifest despre maternitate, Habemus Bebe, despre experiența de a fi artist și mamă, presărată de sarcini, solicitări și presiuni noi. De ce a fost nevoie de o astfel de piesă? Dacă creează creșterea copiilor pentru creatoarele mame dificultăți mai mari decât pentru creatorii tați? Am observat mai multe autoare care tratează această temă, atât în Franța, cât și în Republica Moldova. Elif Shafak care la fel o carte, Lapte Negru, la fel despre această experiență de a fi artist și de a fi mamă în același timp. Au nevoie creatoarele de o cameră doar a lor, vorba Virginiei Woolf? Cred că toți avem, fiecare din noi, indiferent aici de gen, avem nevoie de o cameră doar pentru noi, dar o să încerc să preiau așa și ce spunea, să mă refer puțin la ce spunea Luminița și la ce ai întrebat tu. Cred că cumva ai punctat foarte bine și cred că există o diferență între felul de dramaturgie pe care o scriu femeile și tipul de dramaturgie pe care îl scriu și l-au scris de-a lungul timpului bărbații. Cred că, într-adevăr, teatrul documentar este prin excelență politic și că e foarte apropiat de un anumit gen de a scrie și de a explora realitatea și care, cred eu, poate fi înțeles prin instrumentul feminismului. Cred că odată cu femeile care au început să scrie dramaturgie, cel puțin la noi, au intrat în teatru teme extrem de importante, teme extrem de actuale, dar dincolo de tematică, cred că și ca formă, ca structură, textul dramatic s-a schimbat foarte mult. Așa cum ziceai și tu, apare acest monolog, apare confesiunea, apare o evitare a narațiunii, dacă vrei, o dedramatizare. Și astea sunt, țin cumva de scrisul, de tipul de a scrie pe care l-au femeile și pe care cu această abordare vin nu numai în textul de dramaturgie, dar vin și în proză și putem vedea asta. Acum, referitor la spectacolul acesta pe care l-am făcut deja acum mulți ani, în 2000, pare că l-am făcut, 2013-2014, deci acum deja foarte mulți ani, nu l-am mai jucat iar de alți ani, pentru că oricum anul trecut, în martie, când am intrat cu toții în carantină, lockdown, a început pandemia, noi aveam, încă jucam În numele Tatălui, care e mult mai recent, și făcusem un altul, Secrete de Familie, care era tot așa în zona aia care ne interesa pe noi, pe mine și pe Robert, de explorare a spațiului intim. Și aici mă refer la fel. Și asta e tot o temă care vine din felul în care femeile abordează literatura, arta în general. Acest interes și această explorare a spațiului intim. Și aici, înțelegând tot de la zona sexualității, corporalității, până la arhitectura casei, dacă vreți.
și la, la tot ce înseamnă rutină, spațiu domestic. Deci jucam în numele tatălui și secrete de familie, dar nu mai jucasem de mult în numele tatălui și nu cred că intenționam să-l mai jucăm. Acum deja toate acestea mi se par cumva casate, ca să zic așa, adică sunt deja într-o cutie. Nu știu cum vom mai face teatru după perioada asta și dacă vom mai face, nu știu dacă vreau să mai lucrez cu Robert. Ultimul nostru proiect este Secrete de Familie, nu știu dacă va mai exista un alt proiect. Nu am mai scris, în ultimul an nu am mai scris absolut nimic legat de teatru. Dar într-adevăr, atunci când am lucrat la Habemus Bebe, nici în literatură nu era abordată frontal această tema maternității și a maternității în viața unei artiste. Exista deja Cerul din Burtă, un roman, poem al Ioanei Nicolae, care e de undeva de la mijlocul anilor 2000, sper să nu mă înșel, și care e foarte frumos, dar e, întotdeauna l-am văzut așa ca o viziune extrem de idilică asupra maternității. Pe mine mă interesa altceva, mă interesa mai degrabă cum maternitatea devine subiect de discurs politic, mai ales în discursul politicienilor. Nu doar politicieni, ci și în discursul bărbaților care conduceau și conduc diverse instituții ale statului. Apoi au mai fost câteva, adică știu că și Alice Monica Marinescu, care e actriță și dramaturgă, a scris anul trecut, acum 2 ani, un text pe o temă similară, tot despre maternitate. Cred că și Mihaela Mihailov, care e dramaturgă și profesoară la UNATC, cred că și are texte pe această temă. Deci, la fel, în momentul de față sunt mai multe teme sunt mai multe texte pe această temă, dar atunci cred că era nevoie de și de astfel de, cum să-i spun, de mistificare a experienței maternității, de fetișizare. Pentru că zic că și acum este actuală încă această temă pentru societatea noastră și aș mai menționa că în același timp autoarele sunt deseori, în general, memorizate ca muze sau iubite mai mult decât creatoare, iar asta se datorează mai mult unui canon dominant masculin pe care îl învățăm și îl deprindem încă din școală, cum a fost și cazul Gabrielei Melinescu sau, iată, recent la Chișinău a fost disputat cazul monumentului Veronicăi Micle din Chișinău, care a fost făcut un monument cum ea stă cu minte și pe un scaun și îl așteaptă pe Marele Luceafăr. Tu, Paula, împreună cu Alina Purcaru, ați scos o antologie în câteva volume despre un secol de poezie română scrisă de femei. Iată, apare și coperta. În schimb, în manualele de literatură română, aceste poete nu au ajuns. Autoarele lipsesc cu desăvârșire din programa școlară. În manualele de literatură clasa 9-12 nu apare practic nicio autoare decât la texte auxiliare. Eu chiar în această pandemie am descărcat manualele de limbă și literatură română, că erau disponibile pe site-ul Ministerului Educației și din pură curiozitate le-am luat la puricat pe toate și n-am găsit acolo decât menționate două autoare. Și am observat că în linii generale femeile apar ca muze eterne în aceste cărți de literatura română. De ce în plin secol 21 încă chestionăm și încă e nevoie să subliniem sau să demonstrăm contribuția femeilor în artă? Da, cred că există o discrepanță destul de mare între viața literară așa cum este ea trăită de către scriitoare și scriitori și pe locuri critici și critice de literatură. Și respectiv autorii de manuale, elevii, profesorii de școală și de liceu, care popularizează, de fapt, literatura și respectiv, mă rog, și la nivel jurnalistic putem discuta ce se întâmplă acolo. Mai degrabă cultura lipsește cu desăvârșire, mai ales de la criza economică din 2008-2009 încoace, deși, mă rog, mai sunt încă, mai este Radio România Cultural, unde lucrează Elena,
mai sunt câțiva promotori ai culturii pe aici, pe acolo. Dar da, cred că este, există o discrepanță majoră între școală și canonul școlar și cumva viața și comunitatea literară așa cum este ea trăită în prezent, pe de o parte, și ar fi bine să ne adunăm cu toții în, nu știu, în dialog, într-un dialog mai larg, autorii de manuale și autoarele de manuale cu scriitorii și scriitoarele pentru a discuta adaptarea la zi a manualelor, pentru că pe lângă femei mai lipsesc și autorii contemporani din manuale. Canonul nostru școlar a rămas cumva anchilozat în perioada comunistă. Nu prea s-au adăugat mulți scriitori, multe nume noi de atunci. Și asta probabil este o parte din problemă. Dar pe de altă parte, chiar și atunci când vorbim despre felul în care trasează critica literară canonul și ideea asta de canonizare a literaturii, și acolo avem mult de lucru. E un subiect pe care l-a atins și Elena mai devreme. Chiar dacă se scriu, de exemplu, cronici de întâmpinare, se scrie despre cărțile autoarelor, atunci când încearcă criticii să facă o canonizare, mai degrabă fac liste de scriitori, da? Și compară pe nu știu, Sociu, Vancu cu Arghezii, cu nume pe care noi le învățăm la școală și care au o aură din asta de neatins, în timp ce, uite, chiar Gabriela Dameșteanu spunea într-un interviu recent că și în perioada comunistă, chiar dacă se scria despre cărțile autoarelor, la capitolul proză, acestea erau în permanență comparate cu Hortensia Papadat. Deci, da, avem o problemă și aici, cumva, dar cred că e mai degrabă de asociație și nu vine din rea intenție, dar vine din niște ochelari din ăștia care nu văd alt filtru și soluția probabil este să atragem atenția la această problemă pentru a dezvolta o atenție și niște mecanisme interne de a ne confrunta cu propriile prejudecăți și propriile inerții. Da, cam asta e. Ai dreptate, pe lângă faptul că autoarele lipsesc în aceste manuale, mulți perpetuează tot felul de stereotipuri. Apoi, iată, dacă tot vorbeam de autoarele de manuale, am observat că în majoritatea cazurilor manualele de literatură română sunt scrise de femei, cel puțin la cele pe care le-am văzut, mi se pare că erau de 4 femei scrise și mă gândeam că, uite, aceste femei nu s-au gândit cumva, nu s-au întrebat de ce ar lipsi autoare scriitoare? Chiar nu merită nimeni să fie menționat în acest manual. Apoi, multe povești din astea sau, în general, multe chestii din astea ne sunt înrădăcinate încă din copilărie. Adică, chiar dacă am începe cu poveștile, au un ideal feminin cultivat din frage de copilărie. Prințesele și fetele bune sunt de regulă ale moșneagului și întrunesc gama de calități feminine. Ele sunt obligatoriu frumoase, sunt întotdeauna cu minți, supuse, docile, harnice, bune la inimă. Și aici aș dori să o întreb pe Elena, care a publicat recent o carte pentru copii, Poznăi, întâmplări cu două prințese, și prințese este tăiat și e scris cu zuze, așa că, nu știu, Poznăi, întâmplări cu două zuze, să zicem. Din câte am observat, prințesele din cartea ta, așa, din ce am găsit eu pe internet și am răsfoit, nu sunt tocmai prințesele clasice. Ce rol au cărțile de povești în educarea fetelor, a copiilor în general, și în ce măsură pot anumite cărți să combată stereotipurile sau, din contră, să le înrădăcineze? Da, cred că e foarte important ce ai spus tu și ce a și Paula mai devreme.
cumva lucrurile, nu vorbim de rea voință. Adică, bun, sunt cazuri clare de rea voință, dar nu vorbim de rea voință. Și o să amintesc acum un caz celebru care a făcut așa vâlvă pe Facebook în ultimele zile, cu Sorin Cucerai, care este politolog, știe toată lumea, este un comentator foarte bun și foarte onest și care a scris un articol, o să-l numesc articol, chiar dacă e pe Facebook, nu cred că l-a publicat în altă parte, care la fel e foarte bine intenționat, foarte cu referințe, în fine, despre orgasmul la femei. Și, bineînțeles, alți bărbați au comentat acest articol. Iar eu mă întreb, zic eu pe bună dreptate, ok, dar de ce ajunge un astfel de subiect să fie dezbătut de bărbați? Și bineînțeles că aici au început toți, că vai, că nu știu ce, că ce n-avem voie să vorbim, că nu despre asta e vorba. E și ce mă întrebai mai devreme, dacă premiile astea pe care le dăm noi vor fi luate vreodată de bărbați. Atâta timp cât tu ai acest instrument la îndemână, poți să faci un astfel de comentariu, un astfel de ce să te folosești de tot de corpul femeii ca să susții sau să, în fine, să discuți un amendament legislativ. Mi se pare că este tot o folosire a corpului femeii ca instrument. Și pe mine mă deranjează asta. De ce, dacă ești bărbat, de ce nu scrii? De ce corpul bărbatului nu poate folosi ca argument într-o astfel de dezbatere politică? De ce tot corpul femeii și de ce tot corpul femeii analizat de un bărbat? Despre asta e vorba. Eu nu zic că Sorin Cucerai este rău intenționat, că vrea să facă nu știu ce sau că... Dar de aici până la vai că e solidaritate și că tu nu vezi asta sau la glume, doar pentru că mi-am permis să scriu asta, da? Să scriu că mă amuză că orgasmul femeilor este un subiect de discuție între bărbați pe Facebook, cineva îmi spune, a, înseamnă că tu n-ai orgasm. Sunt curioasă dacă într-o astfel de dezbatere similară unui bărbat îi se poate spune, a, tu ești impotent pentru că comentezi. Nu, pentru că nu ne permite. Da? Dar la femei e foarte ușor și să folosești corpul femeii ca instrument într-o dezbatere similară, cum ziceam, sau în media, în publicitate, în ce vreți voi. La fel, e foarte ușor să pui la punct, la colț, o femeie cu astfel de replică și după aia să-i spui, a, nu, te-ai supărat, înseamnă că n-ai umor. Sunt chestiile astea, deja mă scot din minți, revenind la povești acum. Da, cred că cumva totul începe cu aceste povești. Cu această fată de împărat, a treia fată de împărat, care-i cu minte și iubitoare și ascultătoare și așa trebuie să fie. Și creștem, dar și noi ne trezim că avem 40 ceva de ani și intrăm în niște relații sau ne uităm la noi în oglindă și ne gândim, frate, de ce? Adică eu sunt așa, sunt, dar de fapt îți dai seama că cei din jurul tău sau bărbații care intră într-o anumită relație caută tot... O caută tot pe acea fată de împărat, supusă și cu minte și ascultătoare și iubitoare și sarea în bucate. Așa, revenim la poveștile, la prințesele, la zuzele din carte. Eu am mai scris un text cu prințese. Tot așa, sunt niște prințese în ghilimele. Plecând de la această fascinație a fetelor, mai ales pentru prințese. Și de la strădaniile mele de a explica, mai ales fetiței mari, Evei, când era mică, de a explica că nu există prințese de-astea în lumea reală cu crinolină și cu nu știu ce. Și că cumva și prințesele, dacă într-adevăr fac parte dintr-o familie regală, în afara statutului economic care ne dezbate, sunt tot niște copii, ca noi toți. Și atunci am scris un text pentru Teatrul Gong din Sibiu, un text pentru copii foarte mici, pe care l-am făcut tot împreună cu Robert. Și era un text cu teme ecologice, să zic așa, și erau două fetițe, care își propuneau să salveze parcul care urma să fie transformat într-un spațiu de locuit, de birouri și așa mai departe. Și ele reușeau să facă asta. Până la urmă, despre asta e vorba, despre niște fete, ca tine și ca mine, și care reușesc prin imaginație, creativitate, solidaritate, prietenie să salveze ceva, să salveze mica lor lume. Acum în cartea pe care am făcut-o împreună cu Liliana Basarab și care a apărut în urmă cu, cred că mai puțin de o lună, la editura Velan. Liliana este ilustratoare, a făcut niște desene absolut minunate și la fel extrem de creative și cu așa cu multe straturi, o să vedeți dacă o să o spunzăriți că e chiar foarte, foarte mișto.
aici sunt niște fete, niște prințese la fel, cum să le zic, excentrice, să folosesc care un cuvânt, hai obraznice ca să înțeleagă toată lumea, adică fac tot felul de, ce fac copiii cu fii mici, fac tot felul de trăznăi, dar ce m-a interesat, la fel, această libertate și cumva, cred că și în, și în volumul de proză pe care l-am, pe care, care chiar a apărut acum la Nemira, tot asta mă interesează, felul în care femeile se luptă pentru libertate și felul în care descoperă această libertate. Mi se pare că libertatea este, așa e, o chestie care le-a rămas și pe care nimeni nu poate să le ia. Și momentul în care ți se ia totul și nu mai ai nicio resursă de a ajunge la această libertate, atunci mergi într-o direcție radicală. Așa și fetele din Poznăi cu două zuze, ele sunt foarte libere, de fapt, și libertatea lor intră de foarte multe ori în contradicție cu aceste norme, aceste cutume, cum ar trebui să arate niște fete, cum ar trebui să se poarte, să se îmbrace, trebuie să fie pieptănate și cu codițe sau, dimpotrivă, nu. Cam despre asta e vorba. Mulțumesc mult, Elena. Luminița, aș vrea să te întreb pe tine. Cum îți alegi tu temele pentru spectacole? Nu știu, le scrii tu, le decizi cu cineva, le selectezi singură? Cum are loc acest proces și cum lucrezi tu la ele? Complicat de răspuns. De fapt, este un lanț așa care a apărut odată și nu se mai poate întrerupe. Primul spectacol pe care l-am montat a fost Casa Mea, un spectacol care a vorbit despre violența domestică, un spectacol în care jucau doar actrițe și un spectacol, apropo, în urma căruia mi s-a imputat cumva că de ce am adus doar femei în scenă, pentru că sunt atâția bărbați care suferă din cauza violenței domestice. Și, dar, atunci când am lucrat la Casa Mea, era pentru prima dată când am ajuns la închisoare, am intrat pe porțile unei închisori și am întâlnit o femeie care își ispășea pedeapsa pentru crimă, o femeie care avea 11 copii acasă. A trecut o perioadă, cred că un an, doi, dar gândul la ea și gândul la toate femeile care erau în închisoare și aveau copii acasă sau aveau mame acasă și aproape că nu mai aveau niciun bărbat lângă ele, pentru că sau au fost părăsite sau bărbații, să zicem, tați sau frați, nu au mai vorbit cu ele din cauza că au ajuns în închisoare. Gândul nu m-a lăsat și atunci am revenit în închisoare pentru ca să fac Shakespeare pentru Ana. După Shakespeare pentru Ana, iar a trecut o perioadă și am zis că trebuie să mă întorc și să fac o școală pentru minori. Și așa am făcut școala și după asta am făcut Hamlet Proces. Adică lucrurile s-au ținut lanț cumva. Nu e ceva ce stau acasă la o cafea și am zis că vreau să fac despre asta. E ceva ce am purtat în mine, port în mine, e ceva ce mă rănește de fiecare dată tot mai mult și mai mult. E ceva care întotdeauna, un glas, o voce, care, un mesaj pe care îl am. De fapt, e vorba de angajamentul meu civic și credința mea că teatrul nu poate fi de dragul artei, că avem o misiune și că trebuie să ne solidarizăm prin teatru, mai ales într-o perioadă ca asta, când suntem nesiguri pe propriile noastre drepturi, nu știm dacă le avem sau nu, e atâta nesiguranță în jur, e în pericol, de fapt, ființa umană și atunci asta încerc eu să rezolv cumva prin teatru. Fie că e vorba de propriile mele întrebări și căutări și lipsă de răspunsuri sau că am găsit odată, am văzut destine rănite, dureroase și atunci m-am întors pentru ele ca să revăd să le revăd și să le aduc pe scenă. Iată, pentru acest spectacol Shakespeare pentru Ana, ai făcut interviuri, ai documentat în diferite închisori, inclusiv la închisoarea de la Rusca. Ce ai descoperit tu despre aceste femei? Și deja ne-ai spus că ar fi o
o chestie altruistă, societală, dar ce ai descoperit tu pentru tine? De ce te-ai întors la ele totuși? În primul rând, eu m-am întors de mai multe ori în închisori, pentru că acolo, în închisori, eu am descoperit oameni. Atunci când am făcut Shakespeare pentru Ana, mi s-a spus că e foarte curios ce vedem, să vedem un spectacol despre deținuți, dar de fapt să vedem un spectacol despre oameni, un spectacol atât de frumos despre oameni care în capul nostru, în capul nostru îi vedem ca și criminali, ca și infractori. Eu am descoperit femei puternice, femei care chiar și în închisoare știu să-și trăiască despărțirea, iubirea, dorul pentru copii, pentru... Până la urmă, asta zic, am descoperit oameni și femei puternice și... Dar mai mult decât atât, mai mult decât atât și ce m-a făcut pe mine de fiecare dată să mă întorc sau să merg acolo unde ajung mai puțini oameni de teatru, este atitudinea societății. Și sigur că spectacolele noastre, spectacolele mele, nu au putut schimba viața celor despre care am creat, dar sunt sigură că spectacolele astea au schimbat atitudini. Și pentru că am simțit ce dezbateri provoacă, am simțit cât poate schimba în atitudinea noastră aceste spectacole, de aia și am revenit. Mi se pare extrem de important să creăm spectacole care să schimbe poziții, să schimbe atitudini și să construiască gânduri pozitive. Luminița, ce a însemnat pentru tine pandemia ca regizoare de teatru? Aparent, atât timp cât am stat în case, arta, cultura a reprezentat, să zicem așa, un pilon moral pe care s-a menținut societatea, pentru că în această perioadă de claustrofobie în care nu știam ce să facem și cum să ne comportăm, s-au organizat online recitaluri, spectacole, vizite la muzee, respectiv domeniul cultural a fost cel care pe noi ne-a menținut vii în această perioadă și în același timp a fost și cel mai afectat dintre toate, cel mai fragil. Care au fost cele mai mari provocări ale tale în perioada asta cu spectacole online și fără spectatori în sală? Bineînțeles că pandemia m-a afectat pe mine personal, așa cum ne-a afectat pe toți, dar eu am profitat de timpul pe care l-am avut. De altfel, nu a fost foarte mult, pentru că a trebuit să-mi refac viața, a trebuit să trec pe ecran, pentru că eu am continuat montările și mi-am continuat orele la facultate. Aproape că nu am simțit pauze și am muncit foarte mult în pandemie. Eu nu am fost persoana care mi-am făcut griji pentru faptul că stăm acasă. Și nu am optat pentru o redeschidere imediată a teatrelor. Din contra, eu mi-am făcut griji pentru felul în care, când ne vom redeschide, cum ne vom redeschide. De la ce etapă reluăm lucrurile. Cu ce material, cu ce teme venim în fața spectatorilor. Și încă o dată m-am convins cât de fragili suntem. Și foarte multe lucruri pe care le-am văzut online în perioada pandemiei au fost producții din străinătate. Am savurat ceea ce s-a făcut în România, ceea ce au făcut teatrele independente, au și apărut spectacole digitale, ceea ce n-aș putea vorbi despre spațiul nostru. Din păcate, am fost foarte pasivi. Nu, încă o dată m-am convins că nu avem nici capacități tehnice, nici capacități financiare și nici n-am reușit să regândim, să reformatăm o structură.
Foarte mulți din oamenii de teatru, destule instituții au plâns și ne-am lamentat că nu avem cu ce, nu avem cum. Eu aș fi preferat, de fapt, să regândim felul de funcționare, să regândim fonduri, pentru că deocamdată nu există nici fonduri pentru artiști independenți, nici susținere tehnică, financiară, în caz de să existăm cum. Dar deocamdată ne-am redeschis și încercăm să funcționăm cu producțiile pe care le avem. Asta nu înseamnă că nu sunt producții bune, dar eu personal am avut de suferit pentru că am dus lipsa producțiilor noi și a temelor, pentru că în România am văzut spectacole despre singurătatea în pandemie, despre cum ne trăim viața în pandemie, ori la noi deocamdată nu s-a făcut nimic. Mulțumesc, Luminița! Dacă tot vorbim astăzi despre artă, contribuția femeilor în artă, egalitate de gen, aș dori să te întreb pe tine, Paula, cum vezi tu că ar fi măsurătoarea unei schimbări în societate în privința avansării egalității de gen și cât de importante sunt eforturile scriitoarelor în acest sens? Oh, măsurătoare, nu fac politici publice acum ca să creez mecanisme de a măsura avansarea în drepturi. Însă mă gândeam, uite, chiar zilele astea m-am întâlnit cu niște colegi de lucru care mi-au povestit despre trecutul companiilor în care au lucrat acestea. Și în care, de exemplu, întâlnirile de afaceri cu oaspeți externi erau mereu conduse de către bărbați. Când venea un invitat din afară mai important în compania lor, acesta da mâna doar cu tipii, nu și cu femeile. Niște chestii din astea grozăvite care mi se păreau că au rămas în trecut, dar încă persistă. Și ne mai vorbim despre discrepanțele salariale. Pentru, de exemplu, o colegă de-a mea s-a ciocnit cu problema că ea făcea aceeași muncă ca și un coleg de-al său, dar era plătită mult mai puțin. Deci zic doar un exemplu. Am cunosc mai multă lume care s-a ciocnit de problema asta. La fel, în unele instituții, de exemplu, joburile mai intense la nivel de muncă le sunt date femeilor, dar joburile mai bine plătite, dar mai puțin intense ca volum de muncă, le sunt date bărbaților. Deci cam aici aș pune unele accente. Iar la nivel de ce trebuie să facă scriitoarele pentru asta, păi nu trebuie decât să scriem. Mi se pare că am tot discutat despre ideea asta până acum. Dar, mă rog, pe lângă asta, mi se par super importante și inițiativele cu o tușă de activism, cum e și premiile Sofia Nedește sau atât alte inițiative care au mai schimbat un pic percepția asupra literaturii scrise de femei. Mulțumesc mult, Paula! Astăzi câțiva tineri din Ungheni și Cahul, pentru că proiectul nostru este focusat în special pe raioanele Cahul și Ungheni, Republica Moldova, au pregătit câteva întrebări pentru voi. Și cred că prima întrebare ar fi de la un tânăr, Mihai, din orașul Cahul, liceul Ioan Vodă. Paula, am să te rog iarăși pe tine să răspunzi la această întrebare. De ce este important să susținem femeile în artă? Păi, depinde ce... Mă întreb, de fapt, ce l-a făcut pe Mihai să pună întrebarea asta. Consideră că
n-ar trebui să susțină artiștii și artistele sau, sau din potrivă, vrea și se întreabă oarecum. Dacă e vorba de cea de-a doua variantă, atunci, bineînțeles, consumând arta, de fapt, faci cel mai mare serviciu. Și, într-adevăr, dacă ne gândim la listele noastre de lectură și la dieta noastră literară, s-ar putea să avem surprize la nivel de procentajul de cărți scrise de autori versus autoare. Oricum, cât mai multe cărți și spectacole realizate de artiste consum, cu atât, de fapt, te expui la perspectivele și experiențele a jumătate de populație. Deci, dacă vrei să rămâi cumva limitat doar de perspectiva unei jumătăți a populației, atunci nu știi autoare și nu mergi la spectacolele de femei. Dar dacă totuși te interesează să descoperi experiențele și celelalte jumătăți, atunci cred că e o idee bună. Dacă tot ai menționat listele de cărți, listele de lecturi pe care le-am făcut, iar și Mihai are o întrebare pentru Elena Vlădăreanu, și anume: ce personaj feminin din literatură vă place și de ce? Oh, mi se pare foarte grea întrebarea asta, nu știu, că e foarte greu să alegi, că am citit și citesc așa foarte mult. De exemplu, acum citesc Americana și e un personaj feminin foarte mișto, dar citesc în paralel și un roman de ăsta de duzină, crime and așa, acolo, și acolo personajul feminin e foarte mișto. Și apropo de asta, chiar că pentru că de un an, mai bine de un an, lucrez la ceva de gen și am văzut aproape în exclusivitate numai filme și seriale de asta, crime and thriller and mystery. Și am observat un trend foarte, foarte interesant, de exemplu ăsta, despre care s-a și scris recent cu Kate Winslet, care a refuzat să-i fie editat corpul în timpul unei partide de sex în Mare of East Town. Și nu numai aici am observat, că pe noi Hollywood-ul ne-a impus așa un anumit tipar de feminitate, dacă vreți. Femeia detectiv care aleargă pe topuri și prinde și împușcă și ea. Și dintr-o dată, în ultimul timp, observ că apare, se schimbă foarte mult acest tipar și apare această femeie care e ca noi. Adică, cum se zice când în cinematografie, poate fi vecina de alături. Și așa e Kate Winslet în această serie. Și mi-a plăcut foarte mult, apropo de personaje preferate. Nu e din literatură în fine, dar e un personaj interesant, tocmai din punctul de vedere al construcției, al felului în care interpretează un anumit tipar în filmul de gen. Dacă aș putea să adaug, chiar dacă nu m-ai întrebat, Valentina, mă tot gândeam la răspunsul la întrebarea asta și m-am gândit că ar fi important totuși să subliniez că mai există și basme ca lumea. Și eu, de exemplu, am crescut cu o poveste care mi-a fost foarte dragă și cred că a fost formatoare, și anume Fata înțeleaptă a ciobanului, care răstoarnă cumva stereotipurile de gen, cât tip are și umor și e și mai deșteaptă decât regele, și până la urmă regele acceptă că ea trebuie să facă toate judecățile pentru că e mai talentată la chestia asta. Și cred că faptul că bunica mi-a povestit-o de atâtea ori în copilărie m-a ajutat să fiu altfel decât aș fi fost dacă aș fi citit doar despre prințese Disney. Ai avut noroc că bunica a știut ce povești și ce modele de personaje să-ți dea ca exemplu. Dacă tot a spus și Elena și tu, aș întreba-o și pe Luminița ce personaje feminine admiră ea din literatură, din teatru, dramaturgie. Pot să zic un personaj, așa, dacă îmi dați voie, am să zic Hamlet. Chiar dacă e un personaj masculin, dar a fost jucat și de femei.
Și asta este important. Ok. Următoarea întrebare vine de la Ungheni, din raionul Ungheni, de la Gabriela Alcaz, din Liceul Teoretic Mihai Eminescu. Elena întreabă dacă ar fi posibil să vă întâlniți în viața reală cu personajul fictiv preferat. Ce i-ați spune? Elena, tu ce i-ai spune? Dacă tot am zis de americana, stai că trebuie să spun și numele autoare, e Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie. Da. Și care e scriitoare foarte mișto, adică mă bucur foarte mult că Black Button Books a început să publice cărțile ei. Înțeleg că americana a apăruse mai de mult la RAU, într-o ediție pe care nu o știu. Ok, ce aș spune tipei din americana? Habar, nu știu. Ceva legat de păr mă fascinează. De atunci de când am citit, citesc romanul ăsta, Rita Mecărțoiu, nu mai las să mă gândesc la păr, pentru că problema părului la femeile de culoare e foarte importantă și ea vorbește foarte mult despre asta, despre cât de dificil e să manevrezi un astfel de păr. Probabil că aș întreba ceva legat de asta. Pentru că eu, pe mine tot timpul m-a fascinat la modul că, Doamne, vreau și un păr ca ăsta. Dar vezi, e tot o privire de asta exotizantă până la urmă. Abar n-am cum e, de fapt, să trăiești cu un astfel de păr. Probabil că e așa groaznic cum scrie ea acolo, nu știu. Așa, următoarea întrebare ar fi pentru Luminița. La fel vine de la Gabriela Alcaz, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din raionul Ungheni și Gabriela întreabă care sunt femeile regizoare care v-au format sau dacă, să zicem, nu v-au format, care sunt femeile regizoare pe care le admirați? Nu știu într-adevăr dacă m-a format vreo femeie regizoare, dar nu voi uita niciodată impactul pe care l-am avut atunci când am fost la Teatrul du Soleil și am întâlnit-o pe Ariane Mnușchin și pentru mine a fost o revelație pentru că am văzut o femeie cât un munte care poate să facă tot. O femeie pe care nu oprește nimic. O femeie regizoare care a cărat mâncare cu gălețile pentru spectatori, o femeie care stă la ușă și rupe biletele, o femeie care regizează, o femeie care scrie, o femeie care stă până la 1 noaptea în holul teatrului împreună cu spectatorii, o femeie senzațională, o mare regizoare pe care o respect și cred că sunt un șir foarte mare, pot să dau multe nume de femeie regizoare, dar întâlnirea pe care am avut-o cu Ariane Mnușchin și senzația unei femei care poate să facă totul și nu are bariere, nu are limite în sensul creației. Mi s-a părut mie extraordinară și da, cred că aș mai vrea să merg la Teatrul du Soleil, aș vrea să-i văd producțiile și da, o admir. Mulțumesc, Luminița. Următoarea întrebare este din partea lui Vașciuc Nichita, din Liceul Teoretic Aristotel. Este o întrebare pentru Paula. Considerați că femeile sunt motivate de societatea actuală să înceapă o carieră în artă? Paula, am să te rog să răspunzi tu. Cred că societatea actuală nu motivează pe nimeni să înceapă o carieră în artă, pentru că artele n-au parte de susținere financiară foarte robustă și atunci e cam dificil să fii atras de artă. Ești mai degrabă atras în pofida greutăților decât datorită promisiunilor acestora. Da, cam asta ar fi răspunsul.
Mulțumesc, Paula. Ce ține de dacă societatea ne motivează sau nu, aici iarăși putem menționa inclusiv aceste premii despre care noi deja am discutat că este important ca ele să existe, să încurajeze fetele și femeile scriitoare, creatoare, ca să continuă ceea ce ele au început să facă, să, nu știu, să fie schimbată programa școlară, ca să avem mai multe modele și fetele, femeile să aibă încredere că ele la fel pot reuși. Eu cel puțin am întâlnit foarte multe tinere scriitoare sau debutante care primul lucru pe care îl spun este că foarte greu m-am decis să scriu, nu am avut încredere. Practic fiecare scriitoare cu care discut are această problemă de neîncredere și eu cred că această neîncredere vine inclusiv din lipsa acestor modele care ele chiar dacă și există sunt foarte puțin promovate sau foarte puțin se discută despre asta în societate. Da, mă bucur că ai adăugat chestia asta că și eu am fost mirată de exemplu să discut cu cineva, cu o jurnalistă la radio care îmi spune că ea și-a scris toate poeziile de la genul masculin, pentru că așa era ea obișnuită să vadă că se scrie în poezie. Asta mi s-a părut super interesant. Și cumva legând întrebarea asta de întrebarea precedentă pentru Luminița, cred că pentru mine ca adolescentă, când eram super pasionată de teatru, a fost super important să văd spectacolele Luminiței, ale Nicoletei Simencu, ale lui Nelly Cozaru, de exemplu, că ea a montat prima Monologele Vaginului și a fost un mare scandal atunci religios. S-au aruncat și pietre, s-a închis teatru, nu s-a putut juca. Și a fost super important să văd femei tinere cu care la care mă puteam raporta destul de ușor, pentru că ne despărțea o singură generație, nu mai multă, care și-a urmat cumva vocația artistică și la fel a fost important și la universitate să am profesoare pe care să le admir și cu care să mă identific într-o anumită măsură și către care să aspir într-o altă măsură. Asta a fost esențial, cred că pentru a-mi da o încredere în mine că aș putea să merg și eu mai departe. Pe lângă susținerea familiei și modelele din familie pe care le-am avut ambele mele bunice, fiind cumva figurile centrale și pietrele, în sensul bun al cuvântului, gen pe care se țineau familiile. Într-adevăr, este foarte important să avem aceste modele. Eu însă, probabil am parcurs, nu știu, o perioadă destul de lungă până să am încredere că ceea ce scriu sau că este nevoie ca să scriu, m-am confruntat cu aceeași chestie, cu o mare neîncredere în mine și mă întrebam de unde vine această neîncredere. Până la urmă sunt chestii pe care noi deseori nici nu ne dăm seama sau nu le simțim pentru că sunt la nivel de subconștient, cum ziceam și astăzi, începând cu povești, începând cu grădinița, iată eu am o fiică la grădiniță și în cărțile din care ea învăța erau pline de stereotipuri. Spre exemplu, erau exerciții în care trebuia să traseze linii corespunzătoare și mamei îi revenea rujul, iar tatălui calculatorul. Și ea era într-o mare dilemă. Calculatorul este pentru mama sau pentru tata? Pentru că o vede zilnic pe mama stând și lucrând în calculator de dimineață până seara, mai ales în pandemie și era o mare dilemă dacă calculatorul e al mamei sau al tatălui și rujul. Deci sunt chestii care la nivel subconștient se sedimentează și ne sunt înrădăcinate încă din fragedă copilărie și apoi în școală începem cu cărțile despre care a spus, chiar în cărțile de știință nu sunt menționate autoarele sau, nu știu, femei care au făcut anumite descoperiri, nu sunt menționate în cărțile de știință, de fizică. Și aceste lucruri sunt foarte importante pentru educare, pentru emanciparea fetelor, pentru a le reda încrederea în sine. Iar acum zic să trecem la următoarea întrebare, care iarăși este din partea lui Nikita pentru Elena Vlădăreanu.
Și această întrebare sună în felul următor: simțiți vreo inegalitate în activitatea dumneavoastră? Dacă da, care ar fi aceasta? Aoleu, ce întrebări grele pun copiii. Nu, ar fi, cred că ar fi nedrept să zic, să zic asta, că m-am confruntat cu discriminarea de-a lungul timpului. Dar asta nu e important. Nu e vorba despre mine acum și nu vreau ca experiența mea să fie un reper. Dacă eu nu m-am confruntat sau nu am simțit că aș fi fost discriminată de-a lungul timpului, mă refer acum la activitate, mă gândesc la profesie mai degrabă, la jurnalism. Deci dacă eu nu m-am simțit discriminată, asta nu înseamnă că e așa. Nu înseamnă că alte femei într-o poziție similară nu s-au simțit discriminate dintr-un motiv sau altul, că nu înseamnă că nu s-au simțit poate hărțuite la locul de muncă, nu au simțit că primesc, sunt, munca lor este remunerată mai prost decât o muncă similară făcută de un bărbat, deci nu înseamnă asta. Vorbesc strict de mine. Da, la început când am intrat în presă, aveam colegi bărbați mai în vârstă și exista așa un soi de tensiune erotică, dar pe care nici măcar nu puteam să o procesez până la capăt. Adică era ceva ce pur și simplu nu înțelegeam. Uneori da, mă scâia. Țin minte și acum că scriam la o revistă literară și de câte ori, vorbim de începutul anilor 2000, da? În care nu exista mult, nu aveam computer, nu aveam internet, exista dial-up acolo unde exista și încă duceam articolele cu care contribuiam, le duceam la redacție. Și țin minte că duceam aceste articole la o redacție unde redactor șef era un scriitor bărbat, nu mai trăiește, a murit acum mulți ani, un prozator, și tot timpul de câte ori ajungeam acolo, mă pisa la cap, voia să pună mâna pe mine, era tot timpul o chestie de asta care mă deranja foarte tare și tot timpul îi ziceam, mă deranjează, încetați, o chestie de asta. Și el zicea, că ce nu știi de glumă, tot timpul asta, nu știi de glumă, e scăpare. Da, deci la începuturi, din punctul ăsta de vedere, da, era dificil, la fel ca scriitoare la început m-am confruntat cu această problemă și încă mă preocupă. Eu am scris de la început, am scris despre corp și despre sexualitate. Sigur că discursul s-a modificat de-a lungul timpului și că poate la început, când înainte de a debuta și după ce am debutat, era și o dorință a mea de a provoca, de a provoca în mod intenționat. Eram provocatoare în mod intenționat. Asta venea, sigur, venea din lipsă de experiență, poate din tinerețe, dar și din dorința de a face să se clatine niște chestii de-astea fixe, niște reguli fixe ale unei lumi literare pe care o simțeam încă de atunci. O simțeam extrem de închistată, extrem de părtinitoare, extrem de patriarhală. Chiar dacă poate eu nici nu știam ce era patriarhat atunci, când aveam 20 de ani și când am venit în București am început să scriu și să citesc ceea ce scriam. Ei, și pentru că citeam texte, erau cenacuri, știți ce, acele întâlniri în care citeam când și când, fiecare din noi când ne venea rândul, ei, pentru că citeam texte despre sexualitate și despre corp, țin minte și acum, erau bărbați în sală, scriitor, poate, nu erau, deci aveleita, nu contează ce fel de scriitori erau. Ideea era că erau bărbați scriitori care în momentul în care citeam eu, se ridicau și spuneau curvă. De ce? Pentru că scriam despre sexualitatea mea, despre propriul meu corp? Da, pentru că astea erau teme care de ani, de sute de ani, au fost la îndemâna bărbaților. Bărbații au scris tot timpul despre corpul femeii, despre sexualitatea femeii. Brumaru. Hai să citim poeziile lui Brumaru. Da? Niciodată nu s-a spus despre Brumaru că ar fi vulgar sau că nu știu care e echivalentul masculin pentru curvă. Dar în momentul în care o femeie vine și scrie despre corpul ei, deja e o problemă. Și aici apare chestia asta de putere. Da? Dintr-o dată bărbatul se simte amenințat. Wow, femeia poate să scrie despre ea însă. Și, nasol, mi se clatină tronul, mi se clatină jilțul. Da, asta, deci, cam așa. Dacă, nu știu dacă am răspuns bine la întrebare, dar...
Mulțumesc, Elena. Mai avem două întrebări de la Loredana din Liceul Teoretic Ioan Vodă din Raionul Cahul și Loredana a pregătit două întrebări pentru Luminița. În spectacolele regizate de dumneavoastră, abordați teme precum egalitatea de gen sau discriminarea fetelor, femeilor, cum poate influența teatrul, schimbările ce țin de egalitate de gen? Sau, să zicem, cum prin intermediul teatrului am putea comunica despre probleme sensibile, despre egalitate, despre împuternicirea fetelor, poate? Mi-ar place să cred că teatrul poate schimba multe și am crezut asta întotdeauna și am crezut, de fapt, în puterea teatrului ca și dialog în societate. Teatrul este un dialog important în societate și acum mai mult ca niciodată cred în puterea teatrului de a educa. Și indiferent ce facem, și în spectacolele mele am vorbit nu numai despre violență, discriminare, egalitate de gen, și am vorbit despre multe probleme dureroase, am vorbit despre răni ascunse, despre răni care dor și cred că atitudinea, gândirea critică, gândirea pozitivă pe care o poate aduce arta teatrală în societate, poate schimba lucrurile. Mi se pare important să facem artă, la fel de important mi se pare să nu împărțim în bărbați și femei, la fel de important mi se pare să vorbim despre pericolele pe care le poate aduce viața, pentru că nimeni niciodată nu ne spune atunci când suntem mici că viața este o luptă și că trebuie să luptăm și că trebuie să știm să ne apărăm. Ori prin teatru am încercat să vorbesc asta. Atâta timp cât educăm încă prin bătaie și că există atâția copii care suferă în urma bătăilor și a violenței chiar de la proprii părinți, mi se pare foarte important să dăm prioritate arte, să facem artă și să educăm prin artă. Mulțumesc mult, Luminița, și eu consider că este arta un instrument foarte important. Nu în zadar, de-a lungul timpului, mulți dictatori interziceau cărțile sau, iată, chiar cazul lui Elif Shafak, când statul turc a dat o judecată pentru vorbele spuse în carte de personajele ei, respectiv. Arta, literatura, teatru sunt instrumente care pot schimba realități, care pot influența mentalitatea, care au rolul de a crea îndoieli. Nu știu, ai văzut un spectacol de teatru și când ai ieșit de la spectacol, te gândești la ceea ce ai văzut. Mie des mi se întâmplă acest lucru și când citesc o carte, când văd un spectacol, încep să chestionez unele lucruri, să pun la îndoială unele chestii și mi se pare foarte importantă chestia asta de a pune la îndoială, de a te face să te gândești, să explorezi anumite teme, să cauți anumite răspunsuri. Și următoarea întrebare iarăși este legată de teatru și este legată de artă și este pentru tine iarăși, Luminița. Când vom vorbi despre o generație a egalității în artă? Când vom vorbi? Să sperăm că într-o bună zi totuși vom ajunge să vorbim. De ce programe ar fi nevoie sau în general de ce acțiuni ar fi nevoie în societate, la nivel de politici ca să existe totuși o egalitate în oportunități, o egalitate a fondurilor, spre exemplu, de care tu ai spus, a susținerii femeilor în teatru, în artă în general? E adevărat, dar eu totuși cred că foarte multe încep de la educația de acasă. Și atunci, dacă o să, cine are norocul foarte bine, să zicem, de bunici, bunei care... Cum a avut Paula, spre exemplu. Cum a avut Paula, cine nu are norocul de bunici, are norocul de părinți. Eu cred că și în grădiniță și în școală este extrem de important să avem ore de educație.
să avem ore de educație și prin ANCU. Și, și nu numai. Cred că schimbarea de mentalitate se va produce și pentru asta trebuie de, de pus efort comun. Mulțumesc mult, Luminița. Într-adevăr, este nevoie să depunem toți efort în educarea tinerelor generații ca să putem totuși vorbi de o generație a egalității în general. Cu această ocazie aș dori să vă mulțumesc pentru că ați participat la această discuție atât de importantă și în același timp vreau să vă invit atât pe voi cât și spectatorii noștri să participe și să se înregistreze la forumul generației egalității care va avea loc la Paris. Termenul de înregistrare este 27 iunie, au mai rămas doar câteva zile. Acest forum pentru generația egalității are ca scop să consolideze puterea și vocea mișcărilor feministe, a tinerelor, precum și să fortifice angajamentele și acțiunilor diferitor actori, cum ar fi reprezentanți și reprezentante de nivel înalt ai statelor membre ONU, a sectorului privat, a organizațiilor internaționale și este un impuls global pentru avansarea egalității de gen prin activități concrete. Respectiv, la acest forum se vor discuta activități concrete. Mai multe despre posibilitatea de înregistrare și participare la forumul pentru generația egalității puteți să găsiți pe site-ul forum generacionegalite.fr. Puteți să vedeți pe ecran link-ul pe care puteți să-l accesați, să vă înregistrați și să participați la acest forum foarte important la nivel global. Eu vă mulțumesc că ați acceptat și am discutat astăzi despre generația egalității și despre contribuția femeilor în artă și vă doresc mult succes în proiectele următoare. O zi frumoasă tuturor!